Vă rog. Dacă aveți întrebări. În primul rând, am discutat despre agenda parlamentară pe care urmează să o parcurgă Partidul Liberal Democrat prin fracțiunea partidului în Parlament. Am vorbit despre un șir de acțiuni care urmează să întreprindem la guvern. Inclusiv am vorbit despre bugetul de stat pentru 2012, despre rectificarea bugetului 2011 și despre un șir de acțiuni care vizează organizarea partidului, inclusiv și mersul pregătirii pentru petrecerea Congresului în data de 11 decembrie. Este un eveniment important pentru partid care va marca 4 ani de la înființare, dincolo de faptul că vom face o totalizare a activității în această perioadă de timp, care, dacă este să o privim calendaristic, este o perioadă scurtă, dar ca și intensitate și a evenimentelor pe care le-am parcurs, merită o evaluare obiectivă, complexă. Vom avea și lansarea unui șir de proiecte care vizează nu doar viitorul Partidului Liberal Democrat din Moldova, vizează inclusiv viitorul Republicii Moldova. Am avut un schimb de opinii vis-a-vis de acțiunile lansate anterior. Este vorba și de remanierile guvernamentale, este vorba și despre demisia Procurorului General. Am avut un schimb de opinii viu. Au fost mai multe puncte de vedere expuse, însă, într-un final, am ajuns la un numitor comun. Continuăm să spunem că remanieri în guvern sunt necesare. Loc pentru o activitate mai bună în guvern este. Însă, având în vedere că în data de 18 noiembrie urmează să alegem președintele Republicii Moldova, este absolut firesc că acest proces care vizează remanierele în guvern să fie lansate atunci când vom avea președinte legal ales. Este un prim argument. Și al doilea argument, noi nu ne dorim ca obiectivul de bază, cel care ține de alegerea președintelui Republicii Moldova, să fie intercalat cu acest proces deloc ușor care vizează remanierile guvernamentale. De aceea vom oferi această perioadă de timp pentru ca toți participanții în procesul care vizează alegerea șefului statului într-o atmosferă calmă, fără emoții pe care le vedem cu exces la televiziune și nu doar, să asigurăm cu condiții necesare pentru ca în data de 18 noiembrie să avem președintele Republicii Moldova ales. Ca împreună cu președintele legal ales să continuăm activitatea ce ține de remanieri și ceea ce ține de funcționalitatea instituțiilor statului. Ce ține de Procurorul General, așa cum am solicitat, rămâne solicitarea în vigoare. Argumentele pe care le-a adus domnul Lupu niciodată n-au vizat motivația, dar lipsa prevederilor legale. În acest sens, noi i-am oferit acest instrumentar, inițiind proiectul de lege. Urmează să-l discutăm inclusiv în cadrul ședinței de joi. Vom audia și informațiile cu care va veni în Parlament Procurorul General, toate că legalitatea venirii este una sub mare semn de întrebare, dar colegii vor discuta acest aspect deja în ședința plenară și, cum spuneam, vom continua acțiunile în vederea ca acea solicitare pe care am lansat-o vis-a-vis de demisia procurorului să fie una finalizată. Dar cu, cum am spus, cu oferirea condițiilor în care să nu existe premize ulterior de contestare sau de comentarii în plus. Eu însă la acest subiect mai am un punct de vedere care doresc să mi-l expun. Toate aceste discuții nu ar fi avut loc dacă într-o procedură absolut perfectă sub toate aspectele legală și morală, Procurorul General își depunea demisia. Mai cu seamă că dincolo de
argumentele pe care le-am enunțat atunci când am lansat această solicitare, mai avem în plus și cazul lui Baghiro, care eu cred că este un caz suficient pentru ca conducătorul instituției care se face responsabil de cele întâmplate să-și depună demisia. În concluzie, acestea sunt deciziile partidului. Prioritate absolută pentru noi este alegerea președintelui Republicii Moldova. Noi vom face tot posibilul și nu doar ce ține de atmosfera necesară pentru că acest obiectiv să fie realizat, mă refer aici la realizarea unui compromis rezonabil pentru că acest lucru să se întâmple. Cred că condițiile necesare pentru alegerea șefului statului sunt create. Rămâne ca cei care au declarat parcursul timpului că nu-și doresc alegeri anticipate să demonstreze acest lucru prin acțiune, nu prin vorbe. Noi, așa cum am demonstrat până în prezent, vom veni nu cu declarații, dar cu acțiuni. În ziua zilei de astăzi, la ora 7, am convocat ședința Consiliului Alianței. Acest punct de vedere va fi expus și în cadrul ședinței și urmează să trecem la treabă. Asta înseamnă comunicare, asta înseamnă dialog, negocieri, fiindcă așa este un proces, în cazul dat deloc ușor, pentru că, așa cum spuneam, în data de 18 să ajungem să finalizăm o perioadă de timp care deja pare a fi una interminabilă, ceea care ține de lipsa unui președinte legal ales în Republica Moldova.